capitolul 13. And verse 31-38. De la versetul 31 la 38. Perhaps a brother could read for us, please. Un frate poate citi pentru noi? Ioan 13, de la 31 la 38. După ce a ieșit Iuda, a zis, acum fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu va proslăvi în el însuși, va proslăvi în dar. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor că pentru chil, ei nu pot veni, așa vă spun și voi acum. Vă dau o porcă nouă să vă iubiți în creație cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți în creație. Prin aceasta, vă cunoaște tot că sunteți ucenicii mei. Dacă vă zara dragoste, cum e inventoare. Aici? 38. Doamne, a zis Simon Petru, cum trebuie să și Iisus i-a răspuns. Nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, dar mai târziu voi veni. Doamne, a zis Petru, de ce nu pot veni după mine acum? Eu nu voi da viața. Iisus i-a răspuns, vei da viața pentru mine, adevărat, adevărat, In this passage, we see that Jesus is saying goodbye to his disciples, in a sense. În acest pasaj vedem că Domnul Iisus își ia la revedere de la ucenicii lui. And it's always hard to say goodbye. Și este mereu greu să îți iei la revedere. Some time ago, my daughter was going away on a kind of camp for 5 days. Odată fiica mea trebuia să plece într-o tabără pentru 5 zile. And it was hard for us, even for that short time, to say goodbye. Și era greu pentru noi să ne luăm rămas bun chiar și pentru 5 zile. But many goodbyes are much harder. Dar nu toate rămas bunuri sunt greu de făcut. In English, the word goodbye means God be with you. În engleză, cuvântul la revedere înseamnă Dumnezeu să fie cu tine. God by you, God be with you. Așa. Dumnezeu de partea ta, Dumnezeu cu tine. In French, they maybe say adieu. În franceză se zice adieu. And here Jesus is committing his disciples to God. Și Domnul Iisus îi încredința pe ucenicii lui Dumnezeu. He speaks to them with great tenderness. As he says in verse 33, he speaks to them kindly. He says, "My dear children." Și în versetul 33 vedem că Domnul Iisus le vorbește cu blândețe. Se adresează copilașilor. I'm with you just a little longer. Mai sunt puțin cu voi. And Peter finds this goodbye is too hard to understand. Și Petru consideră că acest la revedere este foarte greu de înțeles. It's not surprising because Jesus says, "You will look for me." And where I am going, you cannot come. Și nu este surprinzător pentru că Domnul Iisus spune că mă veți căuta și cum am spus iudeilor, unde mă duc eu, ei nu pot veni. Tot așa vă spun și voi acum. In verse 37, Peter says, "Lord, why can't I come with you now?" În versetul 37, Petru spune, "Doamne, de ce nu pot veni după tine acum?" I will lay down my life for you. Eu îmi voi da viața pentru tine. Why are you leaving us? De ce ne părăsești? And they put all their energy into serving him, and now he was going. Ei au pus atâta energie pentru a-l sluji și acum el pleacă. Sometimes we too ask the same question in our hearts. Câteodată și noi avem aceeași întrebare în inimile noastre. Why can't I be with Jesus now, physically, see him with my eyes? De ce nu pot să fiu cu Domnul Iisus acum, fizic,
să-l văd cu ochii mei. Why is life hard now without Jesus physically present? De ce viața este atât de grea fără ca Domnul Iisus să fie prezent aici? And the Bible has many answers to this question, but there are a couple in this passage. Și Biblia are multe răspunsuri la această întrebare, ca și în pasajul din seara aceasta. So we see firstly that his departure reveals his glory. Vedem că această plecare aduce proslăvire. Judas had just gone out to betray Jesus. Iuda avea să-l trădeze pe Domnul Iisus. And soon would come the arrest of Jesus and his death. Și în curând se întâmpla prinderea lui Iisus și moartea lui. But Jesus says very clearly that through the cross his glory is seen. Dar Domnul Iisus spune clar că prin moartea lui va birui păcatul. He says, "Now the Son of Man has been glorified, and God has been glorified in him." Acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Calvin said that the cross is like a wonderful theatre. Și Calvin a spus că crucea este ca un teatru minunat. Where the amazing glory of God is revealed. Unde gloria minunată a Domnului este arătată. Where his goodness is shown to the whole world. Unde bunătatea lui Dumnezeu este arătată întregii lumi. At the cross we see the clearest moment of God revealing his glory in Christ. Prin cruce vedem gloria lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. It was one thing for God to create the stars, the billions of stars. Este un lucru ca Dumnezeu să creeze stelele, milioanele de stele. Through his son. It was another thing that through Jesus, that Jesus healed a blind man, even raised a dead man. Este un alt lucru ca Domnul Iisus să vindece un orb sau să învieze un om. But the most glorious place was the cross. Dar cel mai glorios loc a fost la cruce. This was where his majesty and his love was seen so clearly. Acolo a fost locul unde maestatea și dragostea lui s-au văzut atât de clar. So here is a great source of comfort and encouragement for us. Aici este o sursă de There is comfort for us. Aici este o mângâiere pentru noi. That the departure of Christ reveals his glory. Că plecarea Domnului Iisus aduce proslăvire. Do you grow in your love for Christ when you think about the cross? Crești în dragostea ta când te gândești la cruce? Has it become so familiar to you that you forget how wonderful it is? Poate a devenit atât de familiară pentru noi încât am uitat cât de minunată este. We can't see Jesus with our physical eyes, but we can see him through the eyes of faith. Poate nu putem să-l vedem pe Domnul Iisus cu ochii noștri, dar putem să-l vedem prin ochii credinței. This is why it's so good to praise him. Not just in church, but wherever we are. De aceea este atât de minunat să-l slăvim pe Dumnezeu, nu doar în biserici, oriunde ne-am afla. To remind ourselves of the wonder of the cross. Ca să ne aducem aminte de minunea crucii. We heard from Brother Claudiu that we should seek to do things which build each other up. Și am auzit de la fratele Claudiu că trebuie să urmărim lucrurile care ne zidesc. And we can build each other up by reminding each other of the wonderful cross of Christ. Și putem să ne zidim unii pe alții când ne reamintim despre minunea crucii. As we heard of what a great cost it was for him to lay down his life for us. Să ne amintim cât de mult l-a costat să moară în locul nostru pe cruce. So,
We were asking, why is this delay so long before we can see Jesus face to face? Ne întrebăm cât va mai dura această așteptare până îl vom vedea pe Domnul Iisus față în față. And why can't we see him now? Și de ce nu putem să-l vedem acum? Firstly, we have seen that his departure reveals his glory. În primul rând vedem că plecarea lui aduce proslăvire. And secondly, we see that his departure means that we have a job to do. Și în al doilea rând vedem că prin plecarea lui avem responsabilități de făcut. Jesus gives instructions to his disciples in verse 34 about what they should be doing. Domnul Iisus le dă instrucțiuni ucenicilor lui despre ce trebuie să facă când el va pleca. And can you read verse 34? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. When we were going away from England, we left our house for some other people to use. Când am plecat din Anglia, am lăsat casa noastră ca să o folosească alții. And usually when this happens, we write a long list of instructions. În general, când acest lucru se întâmplă, lăsăm o listă lungă cu instrucțiuni. About phone numbers, about the Wi-Fi password for the router. De exemplu, numerele de telefon, parola de la Wi-Fi. Important phone numbers of neighbors or people who can help with things. Numere de telefon importante ale vecinilor sau oamenilor care pot să ajute și stau aproape. And before Jesus departs, he gives a very important instructions to his followers. Și când Domnul Iisus a plecat, le-a lăsat ucenicilor instrucțiuni. Of course, in one sense, he would still be with them by his Holy Spirit. El de asemenea este cu ei prin Duhul Sfânt. But now he gives them his instructions as he departs physically. Dar acum le dă instrucțiuni pentru atunci când va pleca fizic. He says it's a new command, but why is it new? Spune în versetul 34 că vă dau o poruncă nouă, dar de ce această poruncă este nouă? In the Old Testament, it always taught that people should love one another. În Vechiul Testament este scris că oamenii trebuie să se iubească unii pe alții. But the new aspect was gloria lui Domnul Iisus când a fost pe cruce. To see how he gave himself fully for us. Dragostea lui cum s-a dat el în întregime pentru noi. To see how he gave himself without cost to us. Cum s-a dat pe sine fără ca acest lucru să ne coste pe noi. His sacrificial love. Dragostea lui plină de sacrificiu. This is the new command that we should love as he has loved us. Această poruncă nouă să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit el. Sometimes this is a difficult love to show. Câteodată această dragoste este dificil de arătat. Sometimes it is a love which rebukes our brother or sister or challenges them. Câteodată această dragoste îi provoacă pe ceilalți, pe frații noștri. Sometimes it is a difficult love because we are so tired. We have so much to do ourselves. It's hard to consider the needs of our brothers. Câteodată această dragoste e greu de arătat din cauza că suntem în nevoie și avem atâtea lucruri de făcut și nu putem să le arătăm dragostea celor din jurul nostru care se află în nevoie. Nu vedem nevoile lor.
But when we find this hard, let us fix our eyes on the love of Christ at Calvary, at the cross. Dar în aceste momente să ne atitim ochii către dragostea Domnului Iisus arătată la cruce. The early Christian Tertullian wrote in about 200 AD. Tertullian? An early Christian writer, Tertullian. He was writing about 200 years after Christ. Tertullian a scris acum 200 de ani după Hristos. And he said that the Romans would say about the Christians. Și a zis că romanii, they would say about the Christians, see how they love one another. Și spunea că romanii vedeau dragostea pe care o aveau creștinii unii față de alții. So, Jesus' departure means that we have a job to do. Plecarea Domnului Iisus înseamnă că avem o slujbă de făcut. We want to follow his example of love and care for each other. Trebuie să urmăm dragostea și exemplu de dragoste și să ne pese cum i-a păsat lui. We want to show others his glorious love, sacrificial love. Vrea să arătăm altora dragostea lui plină de sacrificiu, dragostea lui glorioasă. So let us pray that we will be known as churches who love one another. Să ne rugăm să fim cunoscuți ca biserici care ne iubim unii pe alții. Not just on Sundays, but during the week as well. Nu numai duminicile, ci și în timpul săptămânii. We are all responsible for each other. We are all responsible for building each other up. Noi suntem responsabili unii față de alții, suntem responsabili să ne zidim unii pe alții. Not just friendly greetings, but really getting to know each other and what are our needs and problems in the church. Nu doar la nivel de salut, ci să ne pese de nevoile noastre. So as we think about the departure of Christ, let us be thankful. În legătură cu plecarea Domnului Iisus, să fim mulțumitori. Let us be thankful that it shows his glory so clearly at the cross. Să fim mulțumitori că el și-a arătat gloria la cruce. Let us be thankful that his example of love is so wonderful. Să fim mulțumitori pentru exemplu de dragoste atât de minunat. And when we feel it's too tiring, it is too difficult to love another Christian. Și atunci când ni se pare că este atât de dificil să ne iubim unii pe alții, let us focus again and again on how much he has loved us. Să ne gândim din nou și din nou cât de mult ne-a iubit el. God be with you. Dumnezeu să fie cu voi. This word goodbye. Acest cuvânt, la revedere. It was a hard word for the disciples to hear. A fost un cuvânt greu pentru ucenici ca să-l audă. Often it's hard for us as we say goodbye to other Christians at times. De asemenea, este greu și pentru noi câteodată când auzim acest rămas bun de la creștini. But we want to prepare them for that great reunion in heaven. Dar vrem să îi pregătim pentru acea reuniune din ceruri. When we will marvel forever together at the glory of the cross. Când o să ne minunăm de gloria Domnului Iisus. As we will sing, worthy is the Lamb. Când vom cânta, vrednic este mielul. To him be glory. Amen. El să fie glorificat. Amin. Amin.